Bună dimineața, dragă biserică! Cum sunteți în dimineața aceasta de sărbătoare? Sunteți gata să cântăm împreună, să ne închinăm? Cred că sunteți un pic adormiți, nu știu, cred că ați fost la colindat aseară cu toții. Haideți să ne ridicăm în picioare și vă invit să salutați pe cel de lângă dumneavoastră, să-i spuneți o binecuvântare în această zi de Crăciun. Rostiți peste el o rugăciune, dacă vreți. Ca pacea lui Dumnezeu să fie în inimile noastre și bucuria lui să domnească. În povestea Crăciunului, îngerul se alată păstorilor și ce le spune? Nu vă temeți, că își va aduc o veste bună care va fi o mare, și spuneți dumneavoastră, ce va fi o mare? Încă o dată mai tare, bucurie pentru tot norodul, și această bucurie este și pentru noi astăzi care beneficiem de nașterea lui Iisus. Vrem să cântăm împreună colinde, vrem să ne amintim despre nașterea lui Iisus și primul colind povestește exact istoria păstorilor care au primit acea veste de la îngeri. După cum vedeți, avem un cor mai mic astăzi, dar ne așteptăm ca dumneavoastră, ca împreună cu dumneavoastră să formăm un cor mai mare și să cântăm laude pruncului născut în iesle. Haideți să cântăm împreună! Departe într-o iesle, în paie ascuns, culcat printre vii, stă pruncul Iisus. Îi cântă și leagă-nă stele de argint, și încet copilașul adoarme zâmbind. Doar vitele în graj zgomotos îl trezesc, duios le și se liniștesc. O, prunc minunat, te slăvim că ai venit, și-n ieslea săracă adânc te-ai smerit. E Crăciunul, îngerii cântă, iar eu știu motiv, s-a născut. E Crăciunul, răsună văstucul, iar pacea coboară peste pământ. Rămâi, drag Iisuse, cu noi te rugăm, n-avem o găție, dar ce avem îți dăm, iar tu dă-ne binecuvântarea ta și viața întreagă cu tine vom sta. E Crăciunul, îngerii cântă, iar eu știu motiv, s-a născut. E Crăciunul, răsună văstucul, iar pacea coboară peste pământ. Stiți astăzi pretutindeni, duceți cuvântul peste munți, vestiți astăzi pretutindeni, că Iisus s-a născut. E Crăciunul, îngerii cântă, iar eu știu motivul, Iisus s-a născut.
frumos să ne fim împreună de Crăciun și să celebrăm nașterea Domnului. Și vreau să vestim împreună cu îngerii, să ne unim cu corul îngeresc și să spunem: vestiți astăzi pretutindeni că Iisus s-a născut. Haideți să cântăm împreună această codă. Vestiți astăzi pretutindeni, s-a născut. Vestiți, duceți cuvântul peste mulți. Vestiți astăzi pretutindeni că Iisus s-a născut. Da? Motivul bucuriei noastre de astăzi e pruncul Iisus și nașterea Lui a adus atâta bucurie în noi, în inimile noastre, și cred că nu trebuie să o păstrăm doar în ziua de astăzi, dar haideți să ne încărcăm bateriile, dacă pot să spun așa, și bucuria pe care o vom exprima astăzi să ne ducă până la viitorul Crăciun și așa mai departe, cu bucurie. Dragilor, haideți să cântăm cu bucurie. S-a născut Iisus, Lui să-i cântați, să lăudați, pământ și cer de sus, pământ și cer de sus, pământ, pământ și cer. Iar noi vom cânta.
Iisus Hristos, suntem strânși aici și suntem plini de uimire. Uimire pe care au avut-o și păstorii, și magii, și Doamne. Uimirea asta aș vrea să ne urmeze în fiecare zi, să fim uimiți de ceea ce faci Tu în viața noastră, să fim uimiți de ceea ce ne dai, Doamne. Și am vrea să luăm din mâna Ta toate lucrurile pe care Tu le reverși peste copiii Tăi, peste cei aleși. Iisus Hristos, mă rog, astăzi să atingi fiecare inimă care este aici. Deschide-ne ochii, Iisus. Deschide-ne ochii să vedem frumusețea și tot ceea ce ai făcut Tu pentru noi. Minunea nașterii. Minunea nașterii să ne umple inima de bucurie și să te binecuvântăm pe Tine. Tu care ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Pe Tine Te adorăm și Te binecuvântăm, Tată Ceresc. Fii slăvit în veci. Amin. Haideți să continuăm închinarea noastră citind acum câteva versete din Matei, din capitolul 1. Sunt cuvintele pe care îngerul îi le adresează lui Iosif. Și spune așa: ea, adică Maria, va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă, și haideți să spunem împreună ce înseamnă, Dumnezeu este cu noi. Acest nume atât de minunat pe care îl cântăm aproape în fiecare colind, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Vrem să cântăm despre Emanuel care a coborât. A fost o tăcere de 400 de ani în istoria evreilor, în care Dumnezeu n-a mai vorbit nimic. Era o noapte întunecată a Duhului, a sufletului. Și Dumnezeu, după 400 de ani, răspunde rugăciunilor prin plânsul unui bebeluș. După 400 de ani, Iisus coboară pe pământ și aduce speranță. Acest Emanuel, Dumnezeu care este cu noi, pe El îl sărbătorim astăzi și vrem să cântăm împreună. Cântați împreună cu noi, strigați către El: o vino Emanuel, vino între noi astăzi. Coboară cu pacea Ta peste fiecare suflet, oriunde suntem fiecare. Emanuel este aici. Aduceți-vă aminte că El este aici și putem să cântăm, putem să-I aducem Lui problema noastră. Haideți să cântăm împreună.
Aș vrea acum să ne rugăm fiecare. Dacă vrei să lauzi, laudă-L, saltă, cântă de bucurie că El s-a născut. Dacă vrei să ceri ceva, roagă-te acum și cere lui Dumnezeu, cere lui Emanuel care este aici cu tine, ajutor în problema pe care o ai. Haideți să închidem ochii fiecare și să ne rugăm. Iisus, Tu ești motivul bucuriei noastre de astăzi. Ești motivul pentru care putem spune, săltați, cântați, Emanuel va reveni. Așa cum ai venit, Doamne, Te așteptăm ca într-o zi să revii. Și îți mulțumim, Iisus, că Tu ai adus această speranță. Îți mulțumim că Tu ai adus în noi bucuria mântuirii, bucuria Crăciunului, Doamne. Și în această zi vrem să ne unim aici cu toții și să-Ți cântăm Ție, căci Tu ești vrednic. Cine altcineva este vrednic, Doamne? Nimeni altcineva. Doar Tu, Doamne, meriți să primești închinarea noastră. Și în această dimineață vrem să ne unim și să-Ți spunem că Tu ești vrednic, Iisus. Ești vrednic de toată închinarea, ești vrednic de toată lauda. Vrednic ești doar Tu, și laudă-L pe El. Cântă-i Lui că El este vrednic, El este Cel care s-a întrupat și în această zi pe El îl sărbătorim. Privește către El astăzi și laudă-L. Dă-i toată gloria și toată închinarea Lui. Sus de orice nume, să fie numele Iisus. Fii înălțat aici și în cerul, fii înălțat, o Rege Sfânt. Gloria Ta să umple templul, să inunde întreg pământ. Fii înălțat. Continuă să lauzi pe El. Laudă-L pe El în această zi. Laudă-L pe Mielul Sfânt, pe Regele Gloriei.
că El merită toată lauda. Toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o, Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești veșnic. Toată închinarea, toată închinarea, toată adorarea, ție stăruiesc, o, Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești veșnic, Doamne, numai Tu ești minuna. Este atât de frumos să cântăm împreună și să-i aducem laude Lui. Să putem cânta, Doamne, cât de minunat ești! Noi vrem să vă colindăm în continuare, vrem să mai cântăm niște colinde. Dacă ați obosit, puteți să luați loc. Dacă vreți să cântați împreună cu noi, vă rugăm, cântați împreună cu noi, că e atât de frumos când cântăm împreună. Haideți să cântăm împreună despre Crăciun, despre Noel, o piesă atât de frumoasă.
Stă lucesc
fost învăluit în cânt și în lumină. Cerul și pământul